Dragii mei, sunt Rautela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord învărsător, etalare pentru iunie, iulie. Dacă vreți 8 iunie, 8 iulie, foarte bine, dar să nu uitați că la nivel divin timpul nu este ca în calendarele noastre și etalarea deja se manifestă pentru unii, pentru alții s-a manifestat sau, nu vreau să zic, se manifestă încolo, rămâne de văzut. În timp ce am amestecat oricum setul de cărți, a venit roata norocului. E o arcană foarte puternică care mă fascinează de ceva, de 6 luni de zile, cred că. Energiile se schimbă pentru voi. Ce asta? Energiile se schimbă pentru voi și roata norocului aduce, să zic, un soi de reconstrucție. Lăsați 10 de bute, lăsați multe responsabilități care vă apasă și începe să vă reconstruiți. Poate intrați, eu știu, într-o zonă artistică, vă bucurați de familie, unii dintre voi, eu știu, de anumite persoane din familie cu care puteți fi creativi sau puteți reconstrui. Și dacă nu-i familia, pur și simplu vă reconstruiți voi pe voi sau alte aspecte ale voastre. Oricum, norocul se schimbă. Hai să vedem. Da, uitați, vedeți? Lăsați apăsările, greutățile, drumurile care vă consumă energia și intrați pe un nou. Vedeți cum s-a mișcat? Aici este steaua, da? Pentru unii să fie semnul vărsătorului, care se transformă, devine mai puternic, energiile feminine devin mai puternice. Aici este un as de monede. Este un nou proiect, eventual. Lucrați la un nou proiect, why not? Știu, vărsători care lucrează la proiecte creative. Hai să vedem energia generală. Ia uite, 5 de nu, 5, da, 5 de spade. Gemeni, balanță, vărsători. Ideea este că lăsați măștile jos și începe să vedeți adevărul, chiar dacă doare. Vă protejați un pic. De știți că uneori, în funcție de bandajul ăsta, pătrunde lumina, mai mult sau mai puțin. Poate să pătrundă lumina, cât să nu vă afecteze prea rău vederea, pentru că uneori adevărul doare. Uf. Hai să vedem soarele, lună, Venus, ascendent. Nodul nord învărsător. Energie generală. Poate cineva v-a mințit și acum vedeți. Poate cineva a purtat măști și acum vedeți. Poate cineva, pentru mine, 5 de spade înseamnă și conflicte, jocuri mentale, v-a jucat mental și acum vedeți. Energia generală pentru vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord învărsător. Cu Saturn în vărsător, vă rog frumos, orice ați fi, zodie, poate sunteți alte zodii și ascultați la vărsător, nu uitați că Saturn aduce transformare foarte puternică. Vă place, nu vă place, că sunteți în relație cu vărsătorii, vărsătorii trec prin transformări intense. Apare doi de cupe, ce frumos, suflete perechi. Iar alt doi, o energie, nu vorbesc de zodia fecioare, o energie feciorenică. Sunteți la început de drum către o nouă dimensiune. Vă echilibrați. Vă echilibrați, încercați să vă centrați și să iubiți Regina de Cupe. Peștrac, Scorpion pentru unii. Balanța, într-un fel sau altul, dar nu cred că aveți de nouă de spade. Poate să fie altă balanță, gemeni sau vărsător. Eu zic că pentru unii vărsători, intrați pe o altă cărare emoțională, creativă. Nu că n-ați fi fost creativ și până acum, dar intrați pe o altă cărare care vă va duce către un suflet pereche, către colaborări. Doi de cupe înseamnă și colaborare armonioasă, frumoasă. Doi oameni care se înțeleg, se vindecă, se susțin, poate să fie prietenie. Vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord învărsător. Iunie, 8 iunie, 8 iulie, dacă vreți, da. Odată. De 2 ori, de 3 ori și tăiem, da? Am văzut puterea. Sunteți puternici dacă renunțați la varianta negativă a ego-ului, a ego-ului. Pentru că ego toți avem și este necesar pe pământ, dar faetonul drăguț, 3 de monede,
Wow, și împărăteasa. Eu așa zic, rămân la mesajul pe care l-am spus. Mergeți înspre stea. Mergeți înspre voi înșivă, pentru că stea, dragii mei, nu reprezintă zodia vărsătorului, cât casa a 11-a a vărsătorului. Relații de lungă distanță, prietenii, implicare în activități publice, în ajutorarea comunității, voluntariat, înseamnă foarte mult. Casa vărsătorului, steaua, nu înseamnă zodia, cât casă. Dar ați ales la un moment dat să mergeți înspre această zonă, să reconstruiți eventual comunitatea sau să participați la comunitatea, un anumit mediu social. Eventual, să interesant cu mine mesajul, poate vă implicați în chestiuni care țin de ecologie, de creativitate, în această călătorie către misiunea voastră, către vindecare, vindecându-i, ajutându-i, fiind implicați în asemenea proiecte, vă vindeca și pe voi. Și uite, așa, pas cu pas, mergeți către misiunea voastră. Mai vedem. 4 de spade. Să nu uit, repet, poate într-o altă formă, sper că într-o altă formă, vă reconstruiți și vă reconstruiți natura feminină, capacitatea de a iubi, abundența, vă atrageți abundență într-o formă sau alta. Ia uite, 2 de cupe, vai ce frumos! Pe de o parte, vă vindecați de niște răni, de niște dezamăgiri, 4 de spade, posibil acasă, într-o formă sau alta, 4 înseamnă casă. Sau cineva se vindecă. Dar totuși vorbim de voi, da? 4 de spade, vă vindecați cu explorând zone care țin de creativitate, poate mergeți, faceți sport, vă duceți, faceți muzică, dans, da? Și uite, așa vă întâlniți oameni, dragii mei, prieteni, suflete pereche, uite, m-au venit suflete pereche, vedeți? 2 de cupe. Oameni cu care colaborați, sunteți din aceeași rază de lumină, copii indigo, copii de cristal, da? Cum vreți voi? Din aceeași mamă divină. Mesaje profunde. În viitor, 6 de băte. Colaborările de acum astea fructuoase care vă vindecă, vă distrag atenția de la decepții și vă refac încrederea în voi, explorarea acestor zone, vă vor aduce creativitate. Colaborările de acum, succes vreau să zic, colaborările de acum, poate cu cineva, cu planete în semne de apă, care vă înțelege, niște căutări, vă va aduce victoria în viitor. 6 de băte. Ia uite, regina de băte. Am zis, vă va reface încrederea în voi. Regina de foc. Și ia uitați cum s-a mișcat și aici. Ia să vedeți. Ups. Vedeți cum s-a mișcat și aici? Regina de foc. Vă veți reface. Sunteți la început de drum. Pe o nouă cărare. De-aia zic, sunteți feciorelnici. Feciorelnice. Adică, mai timizi, nu știți ce vă așteaptă, dar o să vă găsiți încredere, o să vibrați la sfârșitul călătoriei. Și eremitul. Eremitul și regele de monede. Și împăratul. Probabil soțul vostru veți ține tăcerea, ori el ține tăcerea față de voi, soțul, un soț. Un bărbat. Va fi o tăcere între voi și acest bărbat. Pentru că vă preocupă explorarea creativității voastre. Nu vorbesc de sexualitate. Cine vrea să vină cu povești în acelea, da, vă eliberați, 8 de cupe. De un personaj dominator. Ia uite, 7 de spade. Da. Vă eliberați de acest personaj. Unde, nu v-ați simțit
v-ați simțit bine. Nu v-ați simțit bine. A fost prea autoritar, prea tradițional pentru vărsători. Deocamdată zodii avem Rac, Capricorn, Taur, Fecioară, Balanță. Am zis? Balanță. Berbec, Săgetător, Leu, Peștrac, Scorpion. Până acum că vă place. Este un nou proiect care se poate manifesta cu luptă. Da? Cu răbdare. Dacă vă eliberați de aceste confuzii, da? Prea multe opțiuni aveți de alergat și dacă nu sunt confuzii, sunt multe opțiuni, multe proiecte care trebuie să mergeți și acasă, și la job, să faceți și anumite alte chestii, voi știți, da? Pentru unii dintre voi, unele în mod special, da, vreți să vă transformați. Am zis, Saturn transformă, da? Vreți să fiți independente, să fiți autonome și, în primul rând, autentice. E o nouă călătorie, zero, fecioara, pe care, nu, fecioara ca și asta, deci această fecioară, da? E o nouă călătorie către descoperirea voastră. Aveți multe opțiuni în această călătorie către o altă versiune a voastră. Trebuie să renunțați la niște bagaje din trecut. Și cu răbdare să vă zbateți pentru acest nou proiect, pentru o nouă, ceva nou, valoros, stabil în viitor. Hai să vedem. Hai, faetonul. Clarificăm faetonul în trecut. Decizia aceea de a merge, de a lăsa în urmă lucrurile care nu vă mai reprezintă și de a lua și amintirile plăcute și neplăcute, yin și yang, da, experiența voastră și mergeți în echilibru, într-o anumită formă de echilibru, da, cu determinare către abundență și uitați că atrageți. Deocamdată bucurie, explorarea unor potențiale colaborări sau, da, și victorii. 6, 7. Interesant, am vorbit de 7 și apare 7. Învățați să puneți granițe personale în preajma voastră, în relațiile cu prietenii, cu casa. Hai, faeton. Faeton. Pentru vărsători, soarele în momentul să ascendem în un vărsător. Clarificare, faeton. Uf, 9 de cupe. Asta e, vreți să mergeți să vă iubiți 9 de cupe? Iată, vedeți, vă lăs tăcere între voi și un soț. Sau tată, sau figură autoritară, sau poate un șef. Figură 8 de cupe, lăsați în urmă. Tăcere, analiză, înțelegeți lucruri. O lecție de viață face parte din dezvoltarea voastră. Da? Ați hotărât că vreți să vă cunoașteți, să vă iubiți, să vă respectați. Cine nu înțelege, silent treatment. Gata. Nu înțelege, degeaba explici, da? Ia uite. Doi de spade. Marele preot. Poate să fie căsnicie, dar poate să fie și o figură super tradițională, cea de aici. Dar, trecând peste acest aspect, am zis că vreți să schimbați energia. Vreți să mergeți. Da. Să vă descoperiți, să urcați la cer, să lăsați în urmă hiperanaliza, rațiunea sau oamenii superraționali și să vă bucurați de o altă variantă a voastră. Emoțională, creativă. Trei de monede clarificăm pentru vărsător, soarele, lună, Venus, ascendent, lună, domn vărsător. Trei de monede. Ups. Trei de monede. Șase de spade și patru de bâte. Lăsați în urmă apele tulburi. Niște ape tulburi și vreți să mergeți înspre, v-am zis, oameni care vă fac să vă simțiți bine, să vibrați, să vă jucați, să treziți copilul interior din voi, să vindecați copilul interior din voi. Vreți să râdeți. Nu să fiți tot timpul închistați în, eu știu ce, obligații. Bă, nu zice nimeni că suntem responsabili, dar asta nu înseamnă să stăm prea mult în lucrurile astea, nu?
Clarificăm împărăteasa. Asul de spade. Asta este trezirea voastră. Trezirea voastră. Mai, sunteți frumoși. Trebuie să vă iubiți. Asta e trezirea voastră. Asul de spade. Unii dintre voi poate ați auzit, mai ales doamnele, ați auzit de conceptul de femeie divină. Și vreți să-l manifestați în viața voastră personală. Pentru alții, da, e transformare. Dincolo de opțiuni, de pasiuni care v-au adus decepții, lupte, conflicte, amânări, e o transformare foarte intensă în voi. Ar fi stupid să fixez aceste două cărți pe o zodie sau pe două. Nu, nu pot. Aceasta este transformare interioară foarte intensă. Cine vrea să o priceapă bine, cine nu, tot bine. Va primi silent treatment. Cine nu pricepe, va primi această tăcere. Să stea să se mai gândească. Cine nu înțelege prin ce trec unii vărsători. Transformare intensă, descoperirea luminii interioare. Asta e. Dincolo de văl, dincolo de tradiții, de aparențe, de iluzii. Patru de spade. Frumos. În prezent, patru de spade. Clarificăm patru de spade. Aveți multe răni. Ia uitați, de spline, în mod special, poate și bărbați, de răni. Nu mai zic în suflet. Ia uite, extraordinar, ia uite, vreți să manifestați ceva nou, să renunțați la aceste bagaje emoționale, vă vindecați de bagaje, poate vă simțiți manipulați, păcăliți, că am văzut 5 de spade mai devreme, dar ideea este că vreți să manifestați eventual vindecarea de această viață în care hai să facem, muncă, muncim, muncim, dar noi muncim, nu gândim, hai să muncim. Pentru așa zisa stabilitate sau idei tradiționaliste. Eu nu zic să nu fii responsabil, sunt o figură, o ființă responsabilă. Dar nu în detrimentul identității noastre și al stimei și iubirii față de noi înșine. Manifestați ceva nou. Acolo trebuie să depuneți toate eforturile, poate faceți o călătorie. Vă mutați bagajele, lucrurile, începeți o nouă viață într-un alt loc, unii dintre voi. Unii, da. Țineți bine la ce ați reușit să acumulați, la independența voastră, la prietenii voștri. Prieteni, că aveți aici niște colaborări. Dar o să vedem ce apare și la clarificare. Cavalerul de Băte în prezent. Ce frumoasă reprezentare! Ce frumoasă reprezentare, cavalerul de Băte pentru vărsător. Soarele nu venu să ascendem, nu vă nord în vărsător. Cavalerul de Băte. Vreți să simțiți cum curge viața prin venele voastre, da? Poate aveți personaje care fac sport, care fac muzică, dans. Ia uite. Valetul de Mune, de ce am zis? Vreți să studiați. Vreți să studiați cum să dansați, cum să faceți sport, cum să călătoriți, da? Ca să vă reechilibrați, eventual, da? Plătiți pentru acest studiu. Ar mai fi pentru cineva, un personaj, să vină cu pasiune în viața voastră și să vă reechilibreze, să ofere reciprocitate în relația cu voi. Și asta e minunat, pentru că apare totuși un doi de cupe. Da. Ia uite, cineva vine să vă vindece asul de cupe, rănile sufletești, provocate de oameni, poate prea reci, prea distanți, prea duri, pentru energia voastră actuală. Poate atunci cândva au fost buni, dar acum toți ne transformăm, devenim mai sensibili, unii pun, toți devenim sensibili, dar în fine, unii fug de sensibilitate. Ia, doi de cupe în prezent.
Frumoasă etalare până acum, Doamne, că la Capricorn a fost atât de grea. Vedeți că unii vărsători aveți planete în Capricorn. Da, vedeți, ia, doi de cupe. Unii, nu toți. Trebuie să vă știți harta natală ca să înțelegeți. Nu ascultați doar zodia, ascultați-vă și ascendentul și luna, că suntem mult mai complex. Vă rog frumos. Doi de cupe, doi de monede, patru de monede. Asta e, trebuie să alegeți între un personaj care nu se deschide și altul care vă ține de mână, vă susține, vă încurajează și repet, poate să fie prietenie. Poate să fie prietenie. Oricum, trezirea asta despre care am vorbit vă îndeamnă către dragoste față de voi, dar iubindu-vă, vă dați seama că aveți o valoare și că vreți oameni care vă iubesc, care vă... Mă, mai... Da, trebuie, alegeți, aveți de ales. Ia uite, regele de cupe. Dragoste adevărată. Ia uite, o nouă dragoste. Ia uite și în spate. Măi, dar cum arată cărțile? Nici nu trebuie să mai explic, da? Răni, dezamăgire, zero și cosimțire, aș spune, empatie. Telepatie, romantism. Clarificăm 6 de băte. Dacă lucrați la mai multe proiecte, aveți grijă de bani, da? Cum se drămuiți? Că aveți niște proiecte, niște colaborări, aveți grijă de bani, cum îi drămuiți, ca să se materializeze. Pentru că, na, aveți și alte aspecte în viața voastră de care trebuie să aveți grijă. Ia, 6 de bâte în prezent, în viitor, pardon, 6 de bâte. E o victorie frumoasă. Dar hai să vedem ce altceva mai arată. Lumea o să se uite la voi cu admirație. Și aveți nevoie de așa ceva după unele dureri prin care ați trecut, după traumele prin care ați trecut. 6 de bâte. 6 de bute pentru vărsător, soarele nu avem să ascendem, nu în ordine vărsător, 6 de bute. Cu răbdare, 6 de bute. Mai dăm o carte, 7 de spade. Mai dăm o carte. 7 de spade. Da. Ce aș putea spune? Mi-aș spune așa. Iar energia se schimbă. Schimbați energia și începe să manifestați, mergeți într-un anumit ritm, către momente frumoase, dar... E o regină de monede și mai aici mai încolo un rege de monede. Ia să mai clarific. Dați-mi timp să mai clarific încă o carte. Regina de bute. Regina de bute. Ah, sunteți voi, ia uite. Steaua. Mai, voi străluciți, ia uite, voi și Regina de Bâte. Poate unii dintre voi vă vindecați de un personaj care a dorit atenție și vă regăsiți echilibru și valoarea într-o altă direcție. Clar, unii dintre voi vă vindecați, te înseamnă vindecare, nu doar zodia vărsătorului, de un personaj care probabil că avea, care are avea capacitate de
conducător, de a atrage atenția. Și obișnuiți să atragă atenția, avea o nevoie de atenție și din partea voastră tot timpul. Și vreți să vă vindecați, să vă eliberați cu 7 de spade de acest personaj, că apare în continuare 8 de cupe, împăratul și regele de monede, și să mergeți către. Regina de monede singură este un personaj care are afacerea sa, își cunoaște valoarea, se bucură de o poziție profesională, financiară bună. Da. Pe de altă parte, iar și voi străluciți, dacă și nu doar că veți străluci și veți avea niște victorii, dar aceste victorii vă pot aduce stabilitate financiară dacă vă gândiți bine pașii. Victorile 6 de bâte nu a, da? E de bâte, da? Atrageți atenția, publicul în jurul vostru vă aplaudă, vă admiră. Dar sunt bâte, nu sunt monede. Nu este suficient să fii în centrul atenției, să ai un succes ca să ai stabilitate financiară. Sunt lucruri diferite, aici vreau să ajung. Sunt lucruri diferite, dar un succes și încă un succes și încă un succes vă pot, aici e strategia pașii, vă pot aduce stabilitate profesională, o valoare, o altfel de apreciere, da? Nu doar de moment, ci și de durată. Dar cu stea și cu regina de bâte aș spune că vă regăsiți încrederea în voi, începeți să străluciți. E o dorință mai veche de-a voastră, a unora dintre voi. Posibil niște oameni în prezent vă ajută la manifestarea acestui succes în viitorul apropiat și, eu știu, de câteva săptămâni, de câteva luni, până la sfârșitul anului, oricum, vă veți bucura de niște momente speciale. Clarificăm în continuare eremitul. Asta pentru că apare și sta, nu v-am zis, nu v-am arătat, da, soarele și cavalerul de monede. Cu răbdare, cu răbdare, cu autenticitate, valetul de bâte, o variantă a voastră, cu autenticitate, cu intuiție, cu un soi de strategie, dar nu în sensul urât al cuvântului, ci e normal. E o chestiune de marketing, înțelegeți? Când vorbesc de așa ceva, e acceptabilă strategia. Marketing, cum vă prezentați pe piață, succesul, valoarea, ideile, originalitatea, autenticitatea. Eu zic, eu așa sunt ghidată să povestesc. Dacă vă gândiți la vărsător, vărsătoare, care sunt într-o vibrație proastă și eu știu ce creează, e problema voastră, ascultați în altă parte, nu aici. Aici citesc pentru niște vărsători care se bucură de niște colaborări frumoase, 2 de cupe, armonioase, se eliberează de personaje, energii tradiționale, în mod special masculine, poate să fie soț, șef sau tată sau un profesor, da? Foarte dur, da? De care se eliberează ca și influență. Și hai să vedem tăcerea asta, eremitul asta, ce înseamnă. Cu alte cuvinte, începe să manifestați calea voastră. Mergeți către, ce am zis, misiune, faetonul și steaua. Face parte, fac parte toate aceste reușite, colaborări, inițieri, da? Le-am spus invers, inițiere, colaborare și reușite, fac parte din călătoria voastră către stea. Clarificăm eremitul pentru. Hasul de bâte, interesant, poate cineva cu marcaj în zodia Fecioarei, care simte multă pasiune. Pentru voi. Dacă nu e cineva cu marcaj în fecioară, eliberarea de personajul de care am zis eliberarea aceasta care nu e ușoară. Nu, nu e ușoară, e grea. Pentru că face parte din noaptea întunecată a sufletului, asta e eremitul, da? Dintr-o fază în această călătorie către stea, e o fază mai întunecoasă, da? Eu
E mai neplăcută. Și de ce apar? Ca să mă înțelegeți. Am spus, la nivel divin, timpul nu e ca aici. Nu putem separa această călătorie de succes. Sunt și momente frumoase. Aici este noaptea, aici sunt stele. Stelele sunt aceste momente de succes care vă vor aduce stabilitate și o anumită poziție. Dar totuși e noapte și din când în când resimțiți influențele trecutului, mai meditați la ele, da? Și vă mai eliberați un pic 8 de cupe. Pentru că mergeți către soare, către lumină, către stea. Dar am zis, pentru unii, posibil cineva cu marcaj în zodia Fecioare sau al semn de foc, ar spune, dar nu, ideea este Fecioară, azi de bâte pentru unii. Da. Să simte multă pasiune pentru voi. Hai să vedem totuși, ia. Regele de monede. Și dacă voi ajungeți în această poziție, ia, clarificăm regele de monede. Regele de monede pentru vărsătorii. Da, vă urmărește un personaj din trecut. Un personaj din trecut care regretă. În fine, se termină și bateria. Se termină bateria probabil și la capitolul ăsta. Apropo de bec, interesant, vedeți? Apropo de bec. Acest personaj încă vă urmărește. Ce faceți? Cum vă schimbați destinul? Unii dintre voi vă schimbați destinul. Și aveți, v-am zis, aveți oameni care vă ajută. Suflete pereche. Poate că se va naște și vreo poveste de dragoste la un moment dat, dar deocamdată concentrarea este pentru manifestarea visurilor voastre. Ups! Stai pe apa în lid, asta e. Ieșiți în față, 6 de bâte și conduceți. Regina de bâte își conduce viața după principiile sale. Ia uite, lighten up, regina de bâte și de monede. Ia uite. Ambele conduc. Își conduc viața după principiile lor. Este minunat. Ia uitați, intrați în puterea voastră. Superb. Vă felicit și vă doresc succes. Numai, da, dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ciao, ciao!